Dați-mi voie să vă prezint ordinea de zi. Deci, la ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind constatarea încercării de drept prin deces a mandatului de consilier local exercitat de domnul Cazacu Vasile și declararea locului ocupat acestea ca vacant. Și la punctul 2 o să vedem proiectul de hotărâre suplimentar față de ceea ce aveam noi în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Vâlnii Mălura, numărul 64/24-6/2016, privind alegerea membrilor Comisiei de Validare a Consiliului Local al orașului Vâlnii Mălura, ales la scrutinul din 5/6/2016. Mai sunt niște suplimentări. Sunt suplimentări față de ordinea de zi. Există un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru cheltuieli respective a veniturilor extrabugetare la data de 31/3/2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor puncte de lucru la SC Apa, SR Salubrizare, SRB, Sănii Moldova. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare prin licitație publică a suprafeței de 852 de metri teren situată în Sănii Moldova, lângă Răsuțele Salvamont, în scopul construirii unei pensiuni turistice. Și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli au acest în Moldova. De asemenea, proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă din domeniul public al orașului Sănii Moldova, unui teren situat în Sănii Moldova, pe strada Nicolae Bălcescu, punct Arimiș, doamnei Constantin Elena. Voi prezenta și celelalte puncte de la ordinea de zi și după aceea să trecem la discuții mai departe. Da, de asemenea, doamna secretară, îmi suflă că se retrage punctul 19. E vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și a notei conceptuale privind realizarea obiectivului investițional de sfințare, împrejurire, amenajare, parcare și securitate în centru, școala numărul 1, Sănii Moldova. Dacă, vis-a-vis de ordinea de zi care o aveți în față și o știți fiecare, dacă sunt discuții... La diverse, dacă... Da, vom avea și diverse... acum, la diverse, poate vor fi mai multe probleme, poate vor fi mai puține. Vreau să scoatem, domnule, vrem să fie la diverse 5-3 probleme. 10. Ca să nu nici să lungim ce aici până... când ne prinde ziua de mâine, nici ca să nu epuizăm punctele fierbinți care sunt... Eu am 3 probleme. Bun. Deci vă împătesc cu 3 probleme. Ai cineva? Domnul viceprimar noastră, ce a fost în teren? La diverse. Pe la diverse, da. Da, o să discutăm. Sunt foarte multe. Bun. Atunci, eu... vreau să vă zic că... Am și eu ceva de comunicat și dacă facem acest lucru la început sau la sfârșit, vis-a-vis de ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Stalic. Dumneavoastră, eu supun spre aprobare în primul rând ordinea de zi. Toată lumea este de acord? Cine este pe acolo? Împotrivirea abținerea nu sunt. Acum, problemele care sunt pe ordinea de zi, vreți să le discutăm după ce își exprimă domnul primar cele ce vrea să spună, domnul vice și ceilalți, adică să începem cu diversele sau... Începem. Totdeauna am lăsat diversele la urmă și... Începem cu problemele care lămurite, le votăm automat și la urmă. Bun. Atunci, deci... Aici, privind primul proiect de hotărâre,
cu constatarea încetării de drept prin deces a mandatului consilier. Cred că nu mai poate nimeni să fie împotrivă, dar vă spun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă, abține. Proiectul prin hotărâre, privind hotărârea de modificare a hotărârii Consiliului Local al orașului Sfântâna Moldova pentru alegerea membrului în Comisia de Validare a orașului Sfântâna Moldova. Dacă sunteți... Domnul Cazacu era membru în Comisia de Validare și ar trebui desemnat un alt consilier local în locul dumnealui, ca să comisia trebuie să fie din minim 3 persoane. Din Comisia de Validare făceau parte domnul Cazacu și mai fac parte doamna Tudoreanu și domnul Muraru Gabriel. Ar mai trebui un membru în locul domnului Cazacu pentru a putea fi funcțional. Vă pun pe domnul Cătunțașul Sef. Mă propun pe domnul Alex Catan. Mai sunt alte propuneri? Pentru domnul Cătunțașul Sergiu, cine este pentru? Cine pentru domnul Cătunțașul Sergiu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V-am numărat oare? Dacă mai aveți o dată, să ridicați mâna. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Deci domnul Cătunțașul Sergiu a obținut. Pentru domnul Alex Catana, nu văd pe domnul Cătunțașul. Poate vor pe anul 2, nu știu. Pentru domnul Catana. Deci n-am uitat de votul. Domnul Cătunțașul este membru în comisie. Succes, domnul Cătunțașul. Și... verificat dosarul doamnei Modoranu, următoarea candidată, pe, cred că ați văzut la anterioara verificare și este ok. Și atunci eu trebuie la punctul următor. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Modoranu Bernadeta Blanca, următorul candidat al Partidului Național Liberal la alegerile locale din 2016. Dacă are cineva de făcut vreo un comentariu, vreo discuție, dacă nu, supun spre aprobare. Cine este de acord cu doamna? Unanimitate. Deci, doamna consilier, poftiți aici să jurați. Semnată Modoranu Bernadeta Blanca, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Sfântâna Moldova, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sfântâna Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnați. Domnul doctor, faceți ce ai? Încerc să văd. Știu că e de colda dumneavoastră. Deci, la punctul 3 a ordinii de zi, aș vrea să vă uitați pe material ca să urmărim să, dacă sunt probleme, discutăm. Înțeleg că au fost în comisie discuții și atunci. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Administrație Publică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Agricultură și Silvicultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii, Comerț și
turism în cadrul Consiliului Local al Vasului Femin Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da. Sunt discuții? Sunt... În comisie a fost discuții? Cine e pe cine a spus? Nu, este deci cu propunerea asta ca să intre doamna Măbăranu cu domnul Cazacu, să dacă am dat lucrul. Da. Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Împotrivire, abțineri? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între orașul Femin Moldova, județul Bacău din România și orașul Strășeni, raionul Strășeni din Republica Moldova. Inițiator, economist Gheorghe Baciu, primarul orașului. Aici aș vrea să fac o precizare pentru cei care nu au fost la comisii. Este un plan al nostru de a crea cât mai multe legături cu localități din Republica Moldova. Scopul principal este să facem parteneriate pentru schimburi de turiști, în special pe direcția Republica Moldova, Senin Moldova, dar și pentru aspectul cultural și, de ce nu, economic. Pentru că deja se nasc niște idei, am discutat cu o parte dintre dumneavoastră, care includ aducerea de muncitori din Republica Moldova, pentru că nu avem forță de muncă locală și posibil și alte direcții. Avem schimburi cu colegii din Republica Moldova, au fost aici pe partea de învățământ, deja este un parteneriat între un colegiu din Chișinău și școala de la Senin Moldova și cred că aceste acțiuni ar aduce un plus localității noastre. Vă spuneam în comisie, urmează să avem deja discuții și cu localități din vestul Europei. Țintim două, trei localități, oarecum cu tradiție ca noastră de turism, de ape minerale. Cam atât am început să vă spun. Da, înainte de a cere avizul comisiilor, vreau să vă rog, domnul primar, condițiile în care organizăm asemenea, să zicem, acorduri, înfrățiri sau orice altceva, aș vrea să aveți în vedere și în cadrul celor care vizitează, să zicem, localitatea Strășeni, să fie și din mediul de afaceri, pentru că este normal să putem discuta cu ei la direct despre ce avem noi și despre ce vă răspund gând. Foarte repede. Ținta noastră este ca până pe 24-26 august, când se desfășoară a doua ediție a festivalului de obiceiuri Ștaieții Basarabene la asta din Moldova, să avem acoperite și celelalte două localități și atunci vă invit pe toți, începând chiar din momentul acesta, pentru că este pus pe programul nostru, să facem o sesiune cu această ocazie, din primarii de acolo împreună cu... Să prezentăm orașul. Să și dumneavoastră personal să vă prezentați facilitățile turistice, noi prezentăm infrastructura și celelalte și împreună pe 22, cred că ar fi 24, cred că ar fi potrivit, pentru că este vineri, din câte știu eu, 25 este sâmbătă, 26 duminică, da, 24, să facem un cadru, neapărat festiv, un cadru de colaborare. Eu o să-i anunț să vină cu potențial de economic, turistic, ce mai au dumneavoastră acolo, și împreună să discutăm această problemă. Chiar atunci o să convocăm și ședința de Consiliu să facem momentul festiv practic. Ei au aprobat deja la Strășeni acest lucru. Noi îl aprobăm astăzi. Mai urmează două localități, Greblești și Baraboi, cu care suntem în discuții. De fapt, dumnealor ne-au solicitat să ne înfrățim. Atunci vor veni și Mirești Mici și Comrat. Vor fi 5 localități din Republica Moldova aici, din nord, Baraboi și Greblești, în nordul Chișinăului, da, Strășeniu aproape și Comratul în sud, Mirești lângă, adică avem și acoperire geografică cumva asupra Republicii Moldova și chiar
mă bucur de, de această solicitare. Eu am fost personal acolo cu doi consilieri când am reprezentat. O să încerc să vă invit pe cât mai mulți să încercăm să, să facem acest lucru cât mai, cât mai deschis. Nu avem, adică eu personal nu am o, o țintă a mea acolo, ci să facem. Este o, uitați, ca să, să, să se nască deja și o propunere, poate odată punem un microbus și mergem cu toții și vizităm aceste zone. Sunt zone din care putem să... Corect, dacă îmi permiteți, aș veni cu o completare, e foarte bună ideea. Pe vremuri încercam să facem o linie de transport Chișinău, Cantemir, Cahul, Slănic-Moldova, în ideea ca oamenii, nu numai de la Chișinău, să aibă acces spre stațiunea Slănic-Moldova, dar și cei din sudul Basarabiei să vină pe varianta Cahul, Galați, Slănic-Moldova. Cred că n-ar fi rea ideea, mergând pe această variantă de apropiere, să găsim o soluție de a face o cursă regulată Chișinău, Slănic-Moldova și retur prin Cantemir, Cahul, Galați, Slănic-Moldova sau Adjud Slănic-Moldova, că e mult mai simplu. Deci asta ar fi propunerea. Bun, este regulă, vă dați seama că această acțiune este de domeniul privatului. Dacă cineva, noi avem, spre exemplu, fanfara de la Cahul, vine de la Vadul Isa, care este în regiunea Cahul, în raionul Cahul, vine în raionul Cahul, regiuni sunt în, în Ucraina, vine și concertează aici, timp de 10 zile. E o propunere, o să o discutăm cu agențiile de turism care în spate au aceste unități de transport, aceste, aceste... Ca o completare, la Cahul au un sanatoriu și dumnealor, dar cu apă sărată de adâncime, așa cum este la lacul Sărat Brăila. Nu știu ce valoare are pentru tratament, dar oricum basarabenii din partea de sud au nevoie de Slănic Moldova. Mai ales că noi suntem profilați digestive și atunci pentru ei e un lucru mare de tot. Și cred că se poate realiza destul de ușor. Da. În legătură cu acești copii care, așa, basarabenii au o școală foarte bună de dans, muzică, în special dans popular, muzică instrumentală și ar fi în avantajul stațiunii dacă ar veni în permanență la Slănic Moldova. Bun. Eu mă bucur pentru asta că, haideți să, acum, dacă, nu știu, nu este obiectul ordinei de zi, dar trebuie să înțelegem cu toții că aceste acțiuni nu au decât, nu avem decât de câștigat din aceste acțiuni. Noi nu cheltuim de la bugetul local, în primul rând că nu avem, dar nu este, am găsit înțelegere la diferiți întreprinzători de aici. Hotelul Venus ne oferă cazare, 12 camere, 10 zile pentru asta. Mai vin alții. Este foarte bine să ne solidarizăm. Există comentarii că noi facem bârci, că facem doar un ansamblu, o fanfară, nu face decât un plus aici. Așa apăsăm pe Enter la stația de amplificare și punem noi ce melodii vrem, dar nu are aceeași, nu are aceeași valoare. A fost săptămâna trecută și ați văzut și fotografii. Foarte apreciați. Oamenii vin, da, doar vin la Slănic Moldova, mai ascult fanfara, mai ascult. Bun, am reținut asta și... Și mai am și o rugăminte, domnul primar, când mergeți acolo sau când aveți vizita dumnealor aici, aș vrea să-mi fiu gros de obraz și să zic că vreau să-mi fiu și eu invitat, pentru că mă știu foarte bine cei din Republica Moldova. Aproape că îmi știu CV-ul fără să ne-l fi prezentat. Și de asemenea, faptul că Hotelul Venus vă face niște oferte, poate să facă oricine din, dintre noi și pot fi ofertele și combinate. De exemplu, dacă eu n-am locuri de cazare, eu pot să-l ajut cu desertul sau cu excepțional, oasă. Excepțional. Dați-ți aminte că ați participat aici la o întâlnire a celor din Ucraina care au stat la masă aici, chiar dacă aveau cazare la Târgăuna, că noi nu aveam în zonă. Adică se poate și, așa cum spunea domnul Potescu, de exemplu, eu știu, sunt două rute de, până acum de Chișinău, Slănic, Dar Tour, agenția de turism Dar Tour și Star Tour, iar pe partea de Cahul nu este și, dacă vă ați aminte, că am mai discutat problema asta chiar și cu domnul Șuloche, noi vrem să îmbinăm Cahul cu Ismail, cu partea din Ucraina, ca să vină sud. Cu Odessa, sud, cu Sergeev, ca cu toată zona. Pentru că, dacă mi este permis o mică paranteză,
cei din, începând de la Odessa, Avangard, Zatoca, până la Ismail, Cetatea Albă, da, ei au dorința să vină la noi din mai multe considerente. Odată că au fost unii și au constatat că tratamentul la noi a fost benefic și al doilea, după cum știți, având în vedere că a trecut Crimeea în partea alaltă și au fost probleme de război acolo, ei nu mai vor să meargă la Troscovesc și mor și în stațiunile care sunt renumite în Ucraina și din acest caz și din motivul că sunt 8 și respectiv 950 km până acolo. Iar de la Ismail până la treptele acestui hotel sunt doar 270 de kilometri. Și putem face colaborări. Noi, de exemplu, dacă ați văzut cu domnul ministru Platon, vă explica, noi deja am demarat și încercăm mai departe cu agenții mari din Chișinău să demarăm acest program de redescoperă Slănicul, Moldova. Și sper eu că atât mediul privat, cât și primăria, prin acțiune, să refacem măcar vecinii noștri, fără a ține cont că ăia sunt ruși, că ăia sunt... Vă dau un exemplu. Eu mă chinui cu Germania prin Pană, care este preot într-o localitate acolo, și de la Târgovna, da. Știți. Și încercăm să înnodăm ceva. O să iesă până la urmă, sunt sigur, dar este foarte greu, pentru că având în vedere tradițiile nemților și ale evreilor, ei nu țin cont cât e prezentat. Tu poți să-i vorbești 7 zile într-una. El are medicul de familie sau medicul curant care îl sfătuiește, preotul și agenția de turism care trebuie să te cunoască foarte bine și să-și pună girul. Dom'le, te duci acolo că eu garantez. Altfel el te ascultă, e din politeții foarte drăguț, dar nu-l vezi. Da. Avizul comisiei? Favorabil. Da. Cine este pentru? Împotrivire, abțineri nu sunt. Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetii cadrelor didactice, care nu despun de locuință pe raza orașului și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din Sfânt Moldova. Domnul primar, aici fac o paranteză de asta, dumneavoastră. Ar fi bine dacă am decontat și pentru cadre medicale. Și ăștia s-a mărășit. Eu sunt care lucrează la privat. Da, acum dacă tot s-a făcut un comentariu, nu v-am să intervin. Doamna director, vă rog să transmiteți cadrelor didactice rugămintea mea, ca măcar cu unanimitatea cu care dumneavoastră votați Consiliul Local acești bani pe care noi îi punem ca să susținem naveta și dumnealor, când facem un eveniment de 1 iunie sau de un eveniment extracurricular, să rupă puțin din timpul dumnealor și să vină până la Stănii Moldova, dacă tot le decontăm naveta. Adică e o formă minimă de respect și de ajutor a comunității noastre. Eu înțeleg pe dumnealor, vin de la distanță, este dreptul dumnealor, dar peste drepturile astea trebuie să avem și niște obligații și în afară de dumneavoastră și domnul Lazarovici, local, cadre didactice locale, niciun cadru didactic nu a participat la evenimentele, spre exemplu, de 1 iunie. Nu mai spun de celelalte acțiuni de voluntariat și altele. Eu cred că este nu o obligație în fișa postului a unui cadru didactic, dar este o obligație morală față de copiii acestei localități. Este o rugăminte, dacă se poate, să o transmiteți. Mulțumesc! Da, comisiile, avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivirea, abțineri? Nu sunt. Trecem la punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Stănii Moldova prin Serviciul Public de Asistență Socială cu Asociația Bucuria Celor Necăjiți, Onești. Vederea desfășurării unor acțiuni în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Eu n-am fost la comisii și poate cineva să... Da, eu vă pot spune, de fapt mai mult doamna secretară, când noi am primit solicitarea, a fost o persoană de la Onești. Acest acord de parteneriat este o formă prin care noi
suntem de acord ca dumneavoastră să desfășoare anumite activități pe raza localității noastre, inclusiv o să pună un punct de colectare de resurse financiare și alte resurse la primărie și noi vom stabili în localitatea noastră unde se vor distribui aceste ajutoare, bănești sau altele. Inclusiv dumnealor, în acest acord de parteneriat, vin și dumnealor cu alte facilități, alte resurse pe care le colectează dumnealor din alte direcții. Mie mi se pare adică noi nu-i cunoaștem pe ei, dar nu au cu ce să ne deranjeze. Nu are cu ce să ne deranjeze. Dar nu ne cere nimic? Nu ne cere nimic. Asta înseamnă nu numai... Să ne raporteze ceea ce colectează, adică să... S-au pus niște... Colectează bani de la diferite persoane. Adică au niște cutii din astea de colectat bani, dar fac și acțiuni de conștiință. Domnul primar, eu n-am fost la ședință și nu vreau să rețin asistența, dar această asociație să ia și un membru de-a nostru și eventual când colectează, să colecteze și al nostru, că și la congregație sunt rezultate foarte bune. Eu am avut un salariat care a avut copii acolo și eu personal chiar am vorbit cu preot ortodox din Târgu și am zis, băi, de ce nu faceți așa ceva? Și au zis că au făcut. Adică mi se pare un ajutor real ceea ce s-a întâmplat la congregație și să încercăm, pentru că eu sincer nu cunosc pe nimeni de acolo, dar aș fost, nu m-aș fi dat de parte să ajung și eu pe această congregație care eu am aflat lucruri bune despre ei vis-a-vis de alții care fac ONG-uri și alte asociații și mai puțin ajutor. Că vedeți, lumea din ce în ce mai necăjită, mai stresată și au mai venit și anumite calamități la unii și poate că s-ar putea face ceva și în sprijinul ăsta. Și poate chiar în ședința asta cineva o să propună, dacă nu o să propun eu, o chestiune care să vedem ce putem face cu oamenii care au fost loviți de soare. Bun, în condițiile astea, dacă sunt comentarii. Dacă nu, avizul comisiei. Cine este pentru? Împotrivirea ține. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Sănii Moldova prin serviciul de asistență socială la proiectul social, educația, suport pentru viitor. Înțat prin reprezentanța UNICEF România. Inițiator, domnul Gheorghe Baciu. De fapt, este o continuare a parteneriatului nostru cu UNICEF-ul. Dumneavoastră aveți cunoștință despre el. Și bineînțeles că nu am niciun fel de rezervă când propun asemenea parteneriate, pentru că ne aduc un plus și este important pentru localitatea noastră să continuăm acest proiect. Mai ales acum, uitați, în situația în care suntem angajat, dar UNICEF este în teren împreună cu echipele noastre și fac evaluări și ajută. Da. Ce zic ceva? Comisie? Favorabil. Favorabil. Atunci, cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini în vederea încheierii în licitație publică, a unui teren situat în Sănii Moldova, punct Podobru, în vederea desfășurării activități comerciale. Da. Aici, ca să nu avem confuzii de aceste... Noi avem niște solicitări de închiriere ocazionale și sezoniere de terenuri. Anul trecut am închiriat acolo, știți, fâșia de teren care este o pârloagă, practic, între drum și apă. Înainte de a intra pe podul de la Dobru, în stânga, în dreptul sediului jandarmeriei. Pentru că au cerut și anul acesta, atunci noi ne-am hotărât să facem două loturi de 100 de metri și să scoatem aceste loturi la licitație. Primul argument este să oferim șanse și altora să vină să facă
anumite activități acolo. Al doilea este că vreau să oferim totuși celor care au nevoie de... În parc nu putem să desfășurăm activități de genul grătare și altceva, dar peste drum, fiind o zonă mai lăturalnică, mai retrasă, noi ne-am gândit că ar fi bine să facem acest lucru. Și argumentul este că prețul pe care l-am stabilit noi pentru metru pătrat pe zi și, pe, și pentru ocazional și pentru sezonier este descurajator pentru asemenea activități. În sensul în care 100 de metri pătrați ori 7 lei pe zi ori 30 de zile ar însemna 210 lei ori 100 de metri ar însemna 21.000 de roni pe lună. Pe 30 de zile ar însemna 2100 pe lună, 21.000 de roni pe an. Asta înseamnă, cred că am făcut un calcul greșit, sunt obosit cam de la întâlnirea asta. Deci avem 7 lei cel mai puțin pe metru pătrat. Ori 100 de metri înseamnă 700 de lei. Ori 30 de zile înseamnă 21.000 de roni pe lună. Cine dă 21.000 de roni? 2100. Nu, 700 ori 30 de zile înseamnă exact 21.000. Cine dă 21.000 de roni pe lună ca să ia 100 de metri pătrați de teren acolo? Și atunci, am zis, mai, scoatem la licitație. Am făcut niște evaluări. Avem evaluări făcute la terenuri, știm ce înseamnă punctul de plecare și încercăm să fim deschiși pentru toți cei care vor să facă această activitate. Și urmează punctul din parc, unde până acum am avut tot felul de... Noi nu avem încă o solicitare nerezolvată la SNEI, ca să fie treaba clară. Adică nu ne-am opus întreprinzătorilor, dar... Având în vedere că unul a făcut într-un fel, unul a făcut într-un fel, ne-am hotărât ca pe partea aia de, pe o parte și pe alta, spațiul de joacă pentru copii, să facem, să 5 pe o parte, 5 pe o parte, pentru activități care se pretează conform punctului. Este punctul următor, dar vreau să le explic acum ca să nu adică este în aceeași idee cumva, da? Și vă invit. Astăzi avem pe o parte 1, pe partea cealaltă 3. Avem 4 întreprinzători. Probabil că o să fie și alții dornici să vină la licitație. Noi ne propunem ca până la sfârșitul acestui an, toată această procedură să fie îndeplinită. Noi nu avem bani să facem aceste căsuțe. În schimb, avem un proiect care a fost făcut la pârtie pentru căsuțe. Și noi l-am impune întreprinzătorului ca el să construiască după proiect să fie toate frumoase, la fel, și să poată să-și desfășoare activitatea. Ăsta este proiectul nostru. Deocamdată vă cerem acordul pentru a porni acest proces de scoatere la licitație, după care o să facă și ceilalți pași în sensul acesta. Aveți un plan de situație. La comisie l-am prezentat eu personal. Se lasă un metru distanță între căsuțe ca să fie loc frumos, să fie estetice. Și bineînțeles, terenurile de peste drum, aceste două de 100 de metri, o să le impunem să aibă și grup sanitar, care este important în economia, în nevoia noastră a parcului din zona aceea unde foarte multă lume vine. Cam astea sunt proiectele. Nu vrem să... Căsuțe ce vor desface? Ce vor... Păi în PUC spune că nu se pot desfășura activități de restaurante, de terase, ci doar de... O să fie. O să păstrăm floricele înghețată. Activități exclusiv grătare, exclusiv bere, exclusiv din astea de... Ca în parcurile moderne, unde găsești încă, ați văzut, chiar să plimbă cu... au anumite din astea volante, mobile, cu frici, cu tot felul de chestii. Cu suma asemănător este în parcul Cancipov, la Bacău, cam asemănător la un proiect. Da? Așa. Bun. Acum noi vom stabili în caietul de sarcini ce activități desfășurăm aici și ce activități pot desfășura. Eu aș vrea să, la tot ce aveți noastră, vreau să vin cu completarea cu toaletă, pentru că la ceea ce are acolo Liana Ciublică, sau cum se cheamă, societatea, nu știu, este am văzut e îndreaptă către toaleta primăriei. Toaleta primăriei este
în primul rând, zic eu, așa am crezut eu, că ea a fost pusă acolo pentru copiii care se joacă în parc, poate și pentru un părinte, nu pentru cel care o băut bere acolo și vine și o murdărește într-un hal de hal. Am a doua chestiune, asta ați spus-o și este foarte normal. A doua chestiune este să aibă în vedere, nu știu ce fel de fosă să folosească mobilă, prin care toate ce înseamnă apă, când spală, tot ce mai e pe acolo, grăsim, când mai dă ei pe grădare, se ducă acolo. Ieri în comisie am spus, canalizarea nouă trece pe partea aia. Adică da, este un avantaj. Apă, au pe... este conductă de apă care duce sus la jandarm, deci pe partea aia este apă și este canalizare. Se pretează la toate aceste activități, parcare este, nu avem niciun fel de, să zicem, rezervă la momentul acesta. Să aibă tot ce înseamnă civilizație. N-am nimic împotriva, deci acordul de principiu, bănuiesc că îl vor da consilierii. Mă gândesc la altă chestie și plec la ideea domnului Munteanu și anume, cred că ar trebui înainte de a face, știu eu, planul de măsuri pentru fiecare activitate comercială sau economică, cum se numește, să cereți părerea agenților economici. De ce? Mă gândesc la următoarea chestie. Sunt terase în Slănic, Moldova, agenți economici care pot să facă și mici și fripturi și mai știu eu ce. Oare o activitate concurentă făcută într-o baracă de lemn strică imaginea orașului, nu le strică afacerea oamenilor. Bun, asta am spus. Acum eu vă spun care este realitatea în stațiunea noastră. Dacă îi întrebăm pe întreprinzători, la unison, poate vor fi 2-3 care o spună că sunt de acord. Dar noi avem o situație că vara trecută s-a stat la coadă 2 ore pentru masă la Slănic Moldova. Și atunci, dacă nu facem acest lucru, nu aducem, posibil să vină un întreprinzător să-și facă și o terasă acolo. El are deja bucătărie, are tot ce îi trebuie și vrea el să vândă pe terasa aia mai aproape de clienții din parc. Pentru că eu vă spun din experiență, cel care vine, vizitatorul nostru, nu mă refer la cel care doarme noapte, vizitatorul nostru nu urcă la restaurantul nu știu care, la hotel sau nu știu unde. El vrea acolo cât copilul se joacă, poate să bea o bere, ceva. Și atunci, activitățile astea sunt conexe. Vă dau un exemplu de vara trecută. Pe terasa, și la cramă, și la terasa care s-a deschis vara trecută la casino, avem concret date că s-a stat 2 ore la coadă pentru masă. Și atunci, dacă nu o să vină nimeni la licitație, dacă nu ne convine prețul, dar dacă vin, noi ne impunem cum să arate aceste standarde, da, să fie frumoase, să fie niște terase frumoase și eu cred că în loc de pârloaga aia, dacă o să se vadă acolo 2 terase, nu cred că ar fi foarte deranjat. Și obiectul de activitate al unei asemenea terase nu poate să fie ca și cel al unui restaurant care oferă un meniu bogat, care oferă altfel. Să încercăm să oferim pentru toate categoriile și chiar îi încurajez pe întreprinzătorii noștri care au deja afaceri în Slănic să vină să ia și o terasă. E mult mai ușor să care mâncarea, să care... Adică deschidem piața pentru toată lumea și este foarte important. Vă dați seama, toată lumea răspunde, doamne, nu mai faceți hoteluri, nu mai faceți restaurante, că noi nu avem turiști. Dar sunt aceste vârfuri, și în special vara, 3 luni de zile, în care noi nu facem față la capitolul servicii către... în special către vizitator, repet. Că turistul vine, mănâncă, are meniu, dimineață, prânz, seară ce are. Părerea mea este că e bine și vă rog să luați în calcul... Avizul comisiilor. Favorabil. Dacă mai e cineva, dacă vă zică ceva, nu? Bun. Atunci, cine este pentru? Bun. Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a pieptului de sarcini. În vederea încheierii prin licitație publică a unor loturi de teren situate în Slănic Moldova, Parcul Central, în vederea desfășurării activității comerciale. Deci cele 5 căsuțe pe o parte și 5 pe o parte pe care le-am devenit mai înainte. Să specificăm acolo, pe marginea Parcului Central. Da, domnul Muntean, dar este schiț, este plan de situație. Și mai mult, veniți în comisie. Când o să aprobăm comisiile, vă invit și de la un partid și la acela, veniți în comisie. Da? Așa. Dacă trebuie, haideți în comisie și
facem în așa fel încât să, să fiți și dumneavoastră informați, pentru că nu avem niște, niște partipriuri, nu? Nu avem niște înțelegeri, pe românește așa a spus, cu cineva sau cu cineva. Vrem să deschidem această deci, facilitate. Care se facă parte din Comisia de Licitație pentru ambele. Bun. A fost propus aici? Da, la ambele proiecte. Bun. Dacă acum aprobăm în forma în care a fost și la următoarea ședință aprobăm membri din comisie ca să avem timp să, să facem acest lucru, eu nu cred că ar fi o problemă. Dacă doriți să, să facem comisiile și acum noi nu ne grăbim, v-am spus, noi vrem până în octombrie să avem licitația finalizată, până în decembrie să avem contractele semnate, în așa fel încât din ianuarie să se poată pregăti potențial întreprinzător cu tot ce le trebuie, până așa fel încât să-i prindă aprilie cu afacerea pornită. Putem ca să pregătim exact comisia de licitație pentru următoarea ședință, dar să aveți în vedere și din partea celor care sunt în opoziție, că... Dar nu eu, domnul, nu eu propun. Nu, domnul, dar nu eu propun. Deci aș vrea să vă uitați un pic, că sunt consilieri din cei de la PNL, care au deja trei responsabilități. Mi se pare cam caragios, nu ca să nu zic că nu le poate prinde pe toate. O să vedeți dacă vă uitați. Spre exemplu. Că nu vreau să dau un exemplu. Este și la Comisia Cutare, și la altă comisie, și nu știu mai unde, și cu responsabilități. Adică și cei din opoziție sunt oameni ai orașului, au și idei mai bune sau mai rele, trebuie să... Deci, domnule, vă-ți propune, domnule. Deci, domnule Monteanu, în opoziție... Domnul Rotaru, eu vreau să vă zic un lucru, să nu mă zădărâți, pentru că eu am o rugăminte, scoateți berea din frigiderul din parc și după aia discutăm amândoi. Bun. Domnul Alex Catană, spre exemplu. Că domnul primarul zis că nu-i voie cu băutură în parc. Da. Domnul Alex Catană este un membru în comisie, într-o comisie de... și a fost și la... Așa? Domnul... Cine mai este la PNL? Domnul Gabriel Moraru este membru... Nu, dar este nu vreau, într-o comisie. Să nu cumva să credeți că vreau eu, că am suficiente probleme. Bun. Eu, în schimb, un singur aspect am urmărit. Cei care ar avea intenția să participe la licitații, să nu vină în comisie, pentru că este conflict de interese și o să luați în calcul acest lucru. În rest, da, dacă sunt alte discuții. Până atunci, supun avizul comisiei. Favorabil. Supun spre aprobare, cine este pentru? Unanimitate. Deci, proiect de hotărâre privind la numărul 10, privind declararea atestării apartenenței la domeniul public a orașului Zanin Moldova, a unor bunuri imobile, urmare la identificări și delimitări conform documentației cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Sunt discuții? Avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Numărul 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea primăriei directă a unui lot de teren în orașul Sfântul Moldova, strada Ștefan cel Mare, domnului Teletin Gheorghe. Sunt discuții? Bun. Aici, pentru cei care nu au fost ieri la comisie, continuăm acțiunea de a reglementa suprafețele de teren ocupate, 5 metri, nu știu cât are această persoană, și vom face acest lucru, este rugămintea mea, până când reglementăm toate situațiile venite istoric, nu pot să, adică... Avizul comisiilor? Da. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivire, abțineți? Numărul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea atribuției directă a unui lot de teren din orașul Sfântul Moldova, strada 1 Mai, în baza dreptului de preemțiune, domnule Matei Petrică, inițiator primarul orașului Vădilaș. Da, Matei Petrică are un teren concesionat de 300 de metri pătrați la Cerdac, acolo, cine știe, la Cimpu. De la Cimpu, și
ocupă și a solicitat și vă propun să îl folosească, să-l plătească și... Avizul comisiilor? Favorabil. Domnul Ocanu? Da. Da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivire, abțineri, nu sunt vot. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unui lot de teren în orașul Dâmnei Moldova, cu un camping, în baza dreptului de preemțiune a domnului Vieru Călin. Băiatul domnului Grigore Vieru, cred. Da, e băiatul Grigore Vieru. Bun. Are, cât are suprafață în plus acum? Deci față de 300 de metri cât au fost concesionați, are 50 de metri. Nu, eu nu știu exact. Noi avem serviciul urbanist care face acest lucru. Bun. Comisie. Avizul comisiei. Favorabil. Cine e pentru? Împotrivire, abțineri, nu sunt. Proiect numărul 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 2 pe 1737 prin 1992, titular Moraru Andrei, și concesionarea prin atribuire directă în baza dreptului de preemțiune a terenului situat în orașul Dumnezeu, strada Cireșoaia, numărul 146D, deținut de acesta fără titlu. Nu, jos, dar la peste apă. Biserica. În spatele, în dreptul bisericii, în spate, lângă apă. Unde s-a inundat? Da, inundat. Da. La ei nu au o concesiune nouă. Deci ei da, au o extindere, Trebuie să intre în legalitate. Suprafața întreagă. Cine este pentru? Împotrivire, abține? Unanimitate. Numărul 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 3/1738/1992, titular Moraru Carmil, și concesionarea prin atribuire directă în baza dreptului de preemțiune a terenului situat în orașul Dâmnei Moldova, strada Cireșoara, numărul 146, e deținut de acesta fără titlu. Aceeași chestie. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Deci, proiect de hotărâre privind, eu nu mai zic că sunt inițiate de Gheorghe Vaciu, toate sunt inițiate, de azi nu consumăm timpul. Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune numărul 5, pe 1739-1992, titular Baciu Valentin, și concesionarea prin atribuire directă în baza dreptului de prelungire a terenului situat în orașul Dâmnei Moldova, strada 1 Mai, numărul 25, deținut de acesta fără titlu. Nu este rută cu intestat, nu știu. Este la garajul, este la garajul, fostul garaj al lui IBC, dar la stradă, mai sus de bazinul, de casa de cultura noastră. Domnul primar, rutele ține de Dumnezeu, prietenii alegi. Da, nu, dacă să... Este argumentul doi de Baciu și unul a venit cu solicitare, unul ar trebui să vină, pentru că le expiră și contractele. Favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivirea abțineri, numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și a notei conceptuale privind realizarea obiectivului investițional extindere de țele de apă, canalizare și tehnologizare stației de curare Stănic Moldova. Inițiator Gheorghe Vaciu. Da, aici trebuie să fac la fel câteva precizări pentru cei care la comisie nu au fost. Este vorba de o sumă de 320.000 de euro pe care noi am reușit să o recuperăm de la AFM, de la Autoritatea Fondului pentru Mediu, sumă pe care în 2016-2017 am plătit-o la Alconep, 750.000 am plătit de fapt, dar noi am recuperat 320.000. Din acești 320.000 avem o primă obligație să punem în funcție capetele de canalizare, respectiv proiectul acesta, ca să fie viu. Noi nu avem bani, trebuie 1.000.000 de roni ca să racordăm toți utilizatorii la canalizarea asta. Dar măcar capetele, 60 ceva de mii sunt pentru asta. Două studii de fezabilitate, unul pentru reabilitarea stației Stănicelu, stație de apă și rețea de apă, 72 de mii de roni, un proiect de prelungire a acestei canalizări către stația de epurare, reabilitarea stației de epurare și racordurile, racordarea utilizatorilor din stațiune la canalizarea
efectuată pe AFM, care proiectarea estimată este aproximativ 70 și ceva, 72.000, vă pot da o sumă exactă, și ne-ar mai rămâne 126.000 de RON pe care vrem să îi cheltuim. Asta este proiectul cel mai rapid, să cumpărăm o stație de clorinare nouă la stația de tratare apă și să reabilităm, să reabilităm stația de, de apă, întrucât noi avem acum două surse, Sălnicelul și Drenul, și nu putem să distribuim în fiecare bazin, respectiv trebuie să facem acolo, odată să schimbăm niște vane care nu au fost de 40 de ani, de 50 de ani schimbate și nu mai funcționează, ori s-a blocat pana pe deschis, ori pe închis, și la plecare să putem distribui din fiecare bazin apă, în așa fel încât să încercăm să creștem riscul de a opri livrarea apei la Stănii Moldova prin aceste manevre. În paralel, proiectul, studiul de fezabilitate pentru reabilitarea stației Sănicelul și lucrările care au ca scop îmbunătățirea apei și ca și calitate și ca distribuire, decurg și sperăm în scurt timp să avem acest proiect pe care să-l punem undeva la o finanțare. Deocamdată, vă spuneam, în toate ședințele, nu chiar în toate, dar în alea în care s-a discutat despre asta, avem un singur studiu din 2009 făcut despre apă, canal la Stănii Moldova, care nu mai este valabil astăzi, care cuprinde toată Valea Stănicului și care, întrucât nu a fost pus la finanțare pe, pe post mediu, la momentul acesta pe POIM nu este prins. V-am spus la ședințe, suntem prinși pe strategia de apă canal la nivel de județ cu sursă neidentificată. Pentru asta, vă rog să aprobați că acești bani se cheltuim în aceste direcții, trei direcții, ca o prioritate urgentă astăzi. Dacă vom mai avea ceva resurse pe viitor, vom face canalizare pe Valea Stănicului. Nu avem la momentul acesta bani pentru proiectare. Este un proiect mare și nu ne permitem. Și o stație de epurare la capătul Văii Stănicului, care este, ar fi imperios necesară în situația asta. Ce precizare vreau să vă mai spun? În caietul de sarcină am cerut ca stația de epurare să fie modulară și să aibă posibilitatea la un moment dat să poată fi mutată. Așa vreau. Da. Vă rog. A zis ca să schimbați banii la cămile alea care pleacă de la casa de apă. Da. Bun. Dar banii trebuie să le avem bune aici la 300 și la primării. De aici să distribuie apă la consumatori. Că acolo apa pleacă, trebuie bun. Să vii pe același sep până aici jos. Dacă nu avem aici bani, voi să chidim orașul. Eu le-am precizat pe alea mari. Deci proiectul cuprinde așa. Vom pune în folosință bazinul de la pârtie. Da? Da, bine. Îl vom introduce în circuit. Nu știu dacă știți, lucrarea este făcută, banii cheltuiți pe credit. Pe credit și la momentul acesta n-au funcționat niciodată și nici nu funcționează. Trebuie să punem o pompă. Eu n-am intrat în detalii. Vă spuneam că din acești 126.000 de RON ne propunem să facem în așa fel încât în situație de avarie, cum lucrăm noi la calamități, nu neapărat la calamități, când plouă torențial, când suntem în situații de avarie, atunci rezerva de apă de acolo, rezerva de la Tudoreanu, rezerva de dincolo, poate fi comutată. Spre exemplu, ne trebuie o vană. Noi acum oprim de la Dona Bianca și trebuie să oprim mai la deal 200 de metri. De dar nu avem bani. Făcut distribuirea. Păi și aia este prinsă. N-am intrat în detalii, dacă vreți. Eu vă spun că intrăm în detalii. Uitați, aici la primărie în față. Trebuie să oprim orașul când este. La primărie a fost o vană de aerisire. Când a fost, o avarie, pe aia a fost ocupată ca să facă bypass între alea două. Respectiv, noi nu avem o vană de aerisire. Și vana asta de aerisire este prinsă pe acest proiect. Pentru că vana de aerisire s-a tras coloană din ea și s-a dus la vale până la Biserica Catolică. Eu știu acest lucru, dar acum, vedeți, nu s-a pus nimic în loc. Putea să pună un teu și să fie și de plecare, să fie și de aerisire. Eu de asta am zis. A zis la cămin numai la casa de apă. Noi trebuie să apă o distribuim de aici. Bun. Ca să avem să oprim la primărie, să dăm stațiunea, că stațiunea e bază. După aia de la stațiunii
trebuie să dăm blocuri și după aia dăm la, în sate, la vale și să supărăia din sală la primărie. Ceea ce a spus dumneavoastră este prins în acest proiect. Eu voiam să și încă o dată să facem precizare. Deci noi avem două conducte mari și late de la stație la vale până în oraș, pe care vine toată apa. Și mai avem una pentru Venus care se separă. Nu vreau să lungim vorba. Ca să nu mai reluăm la diverse, deci unul din punctele, cele trei puncte ale mele, era tocmai acești bani pe care i-a primit primăria din Slănic Moldova, e vorba de 3 miliarde, nu? Și 200. Și 200 pentru canalizare. Ei au fost proiectați, dar au venit acum, au venit târziu, am înțeles, nu? Deci asta este ideea. Realitatea este următoarea. Când am ajuns noi acum 2 ani, proiectul acesta era blocat la DNA. Bun, dar au venit banii, deci era vorba după de bani. După ce s-a deblocat proiectul, am făcut recepția finală. Dar în această perioadă, noi am avut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, pentru care am plătit la constructorul acestui proiect 750.000 cu penalități cu totul. Mult mai mulți bani decât ăștia. Când s-au făcut calculele la final, a rezultat că AFM-ul trebuie să ne dea 320.000 de lei. Noi ne-am propus ca acești bani să nu cheltuim în altă parte, exact. Deci ce voiam să vă întreb? Canal. Deci acești bani care au venit, care așa sunt în administrare, în primărie la vremea asta, la momentul ăsta. S-au fost dați în perioadă. Deci acești bani, ca să nu pierdem timpul și să nu aceste detalieri, știu eu, cu vane, cu țeți, cu mai știu eu ce, nu cred că au mare efect. Important e ce faceți cu ei. În ce conturi îi băgați, pe ce variante dirijați. Asta era întrebarea pe care vreau eu. Deci pentru ședința viitoare, puteți așa să faceți un șpiț de 10 minute în care să ne spuneți, doamne, din banii ăștia vreau să fac cu tare. Asta era rugămintea. Bun. Dumneavoastră, la momentul acesta, aveți o anexă la mapa dumneavoastră cu ce v-am spus eu mai înainte. Sunt 3 obiective pe care le urmărim. Primul obiectiv este să racordăm câțiva consumatori de capăt și canalizarea nouă făcută pe acest buget la canalizarea orașului. Da. Al doilea este să facem proiectele necesare pentru reabilitarea stației de apă Slănicel și stației principale și a stației de epurare, pentru care vom plăti de la anul infringement dacă nu facem, adică trebuie să facem dovada măcar că avem niște studii de fezabilitate, niște proiecte. Și a treia direcție este suma de 126.000 de ron, care se va duce direct în vane, în stații de colinare. Asta era suficient, da. Deci asta este... Da. Deci dacă vreți, care... dacă vreți să mai... Mai doresc cineva să... Domnul Sergiu? Nu, doar dacă domnul Petrică să-i spun că, cum a spus domnul primar, că se alimentează bazele de 700.000, prima dată se golește cel de 1.000. Dar ca să-l pasă comunii, să-l împre pe cel de 1.000, trebuie să închidă de la 700. Și păi, dar ce este omul acolo? Este mai dar mare, nu funcționează vana. Este o vană mare de 400. Da. Și am plasată prost, că trebuie acolo sus. Dar nu mai funcționează. Nu mai funcționează. Ea este blocată pe deschis. Clar, nu este comunicare dintre bazinul de 700 și bazinul 1000. Asta aia este 400, care vine apa din dren, de unde vine baga. Aia e de intrare. Mai dar comunicarea de... care comunică între bazinul de 700 și 1000 este la 1000 jos la subsol. Vă spun. Ăla. Păi așa, ăla de jos din condiția acolo când am fost. Ăla și să... Băi, el mergea, dar... Domnul primar, dacă nu, că colegii mei au fost acolo. Dar cât de des faci un capac de vană și să scoți afară pana aia și să pe altă pană? Este atât de uzată. Tăiem șuruburile. Bun. Acum, eu vă spun... Eu le schimbam, domnul care poate trebuie să cumpăr ceam acolo. Eu am fost acolo. Vă spun sincer, eu cred că soluția aia de acum 50 de ani, nu știu când a fost făcută stația asta, a avut o tehnologie și un mod de lucru. La momentul acesta, vana aia trebuie să se poată închide de sus, cu un prelungitor, amplasată frumos, aducem o vană care nu costă mai mult de 4.000 de lei, o vană bună. 4.000 de lei? Nu, cea mai scumpă vană costă 3.800 și ceva. Vana aia acolo, nu știu de cât e, de 300. Nu, e de 400. 400 e aia de sus. Nu, și aia dintre ele de 400. Dar scoatem capacul afară, tăiem șuruburi, scoatem pana, căutăm o pană și nu-i mai costa bani. Bun. Dar ce corpul pare de tot ăla? Da. Eu știți ce vă rog? Eu vă rog așa. Eu vă invit. Uite, eu merg acolo și vă spun să desfac, că am desfăcut nu știu de câte ori. Eu am desfăcut vana aia, eu am desfăcut-o. Dar noi aici nu suntem într-o vană.
În sensul în care eu vă invit pe dumneavoastră să participați, pentru că această sumă este estimată. Și este estimată de o firmă care a venit și a dat și a măsurat și diafragma racordului dintre vană și conductă, care în loc de 12 mm este de 2 mm. Adică nu-i numai să cârpim ceva acum acolo. Bun, și dacă noi tragem de vana aia și ea se smulge și crapă. Dar ce tragem de vană? Că desfacem șurubul, îi tăiem capacul? Domnule, vă invit în acest proces să veniți alături de noi. Și dacă aveți o părere mai bună, facem o economie la buget. Eu de ce nu m-am dus, m-am spus în comisie, nu m-am dus să colegii mei să nu zică că eu știam ce e acolo și cum să facă. Și când era în dacă trebuie să cunoască domnul Canu spune așa, Petrică, ce trebuie? Asta ți rezolv. Nu e așa, domnul Canu? Bă, întrebați, alinice. Domnul Petrică, hai să înțelegem toți. Deci, aceiași bani sunt și dacă trebuie să schimbăm vană și dacă trebuie să reparăm. Da, domnul președinte, așa și ceva. Bătă două cuvinte, atâi zic așa cu domnul primar. În momentul când ai scos vana afară, poate să conductele să se tragă și nu-ți mai vine. Fă mosor, fă iară, mai pune al mosor în loc, pune vană, pune... Pământul acum a fugit, stă în conducte și niște chestii. Când ai umblat la vană, nu-ți mai vine vana înapoi. Da, puteți deci să-mi spuneți mai acolo ce nu-ți mai se trage. Să știi ce au de făcut. Că-ți fugi, se trage, adică mă înțelegi. Corpul tot are. Dacă sunt... Ce-i mai greu de scos? Vă zic că ce-i greu de scos. Dar cum spuneți că e pe direct. E greu de scos pana din înăuntru. Este blocată pe deschis. Asta e bun, că este cu capacul afară. E bun așa. Da. E mereu că se blochează pe închis. Dar așa am scos. Deci avizul comisiilor. Favorabil. Dacă mă... Noi aprobăm bugetul și în interiorul bugetului, dacă îți fac modificări, nu. Abțineri, bun. De fapt, odată cu acest... Da. Deci, de fapt, și acest proiect de hotărâre la numărul 18 este cu aceeași temă vis-a-vis de tratarea apei, retehnologizare și sursa de suprafață de apă. Deci, dumneavoastră, acum ați clarificat ambele chestiuni. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivire, abțineri, nu sunt. Cum spuneam, proiectul numărul 19 a fost retras și atunci avem 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și anote conceptuale privind realizarea obiectivului investițional, creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public oraș Slănic Moldova. Bun, aici ce trebuie să precizăm? Dacă noi nu aprobăm creșterea eficienței energetice, nu putem să punem proiect pentru eficiență energetică. Vă spuneam la comisie că s-au făcut calculele că vom economisi între de 5 ori, o să consumăm mai puțin, până la de 4 ori și vrem să punem un proiect să schimbăm odată lămpile astea, măcar pe Valea Slănicului, pentru că în Slănic încă avem probleme cu proprietatea cablurilor subterane. Încă luptăm cu EON-ul să... au fost 28 de kilometri, au rămas 16, vă dați seama, este o situație nebuloasă. Noi am spus, când o să, dumneavoastră ați aprobat în februarie să le cumpărăm, acum trebuie să aprobăm ca să le modernizăm, aceste lămpi, care majoritatea sunt pe Valea Slănicului. Domnul primar, dumneavoastră știți foarte bine că la Moinești, domnul primar Ilie când era, cei de la Electromagnetica s-au oferit. Acele proiecte sunt perdante? Nu. Sunt două. Este și asta o variantă. Dar noi am spus, da, Electromagnetic, orice furnizor de genul acela vine și spune, cât plătești factura acum? Știu. 100.000 de lei. 10.000 de lei. 100 de milioane. 10.000 de lei. Eu îți propun ca pe 10 ani de zile să-mi dai mie 10.000 de lei ăștia. Eu îți modernizez rețeaua și eu îmi scot banii din diferența de consum. Întrucât încă mai este timp, până pe 18 august, să punem un proiect pe iluminat public cu 2% cofinanțare, eu propun să mergem pe varianta asta. Adică să încercăm. O să ne mai coste 5.000 de euro aproximativ ne cere firma de proiectare și restul recuperează de la fonduri, dacă o să câștige și ne mai trebuie ceva. Până atunci trebuie să aprobați, să plecăm pe acest drum, să eficientizăm energetic iluminatul public
Și când o să vină vremea la buget, atunci o să vă comunicăm, dar nu este foarte mult. Deja am purtat discuții, avem două, chiar trei firme care sunt interesate pe proiectare. Pentru că atât Electromagnetic, cât și celelalte două firme concurente care au pătruns în județul Bacău, ați văzut că la Tescan, pe partea cum vine de la Bacău, pe la, au făcut deja iluminatul ăla. Și ei au fost mulțumiți. Da, tendința de a se scădea costul sau, mai bine zis, tariful energiei electrice este foarte relativă la noi în țară, având în vedere că cei care se ocupă de la autoritate niciodată nu o să țină cu bun, în situația... Și atunci vor fi mărite prețurile. În situația în care... analizat, adică eu v-am propus, știți foarte bine proiectul, eu l-am discutat odată și cu domnul ministru Ilie actualmente și au fost cei de la la momentul acesta și la Târgona și la Acum Vână. Vă spun toate localitățile. Pentru că care e cea mai eficientă și să cheltuim cât mai puțin și să avem avantajul localității. Cel mai potrivit este pe POR. Pentru că aici cofinanțarea este de 2% și un proiect de 500.000 de euro, 600.000, unde ne-am încadrat noi, ar însemna la 600.000, 2% înseamnă 12.000 de euro. N-ar fi o sumă foarte mare și am avea repede, n-am mai dat 110.000 lunar, am dat poate 5.000, poate 4.000. Bun. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este Petru? Mulțumesc, abținer. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de transport public local Sănii Moldova și a petul de sarcini serviciu pentru transport public Sănii Moldova. Aoleu, am și o discuție la aici. Vă rog, am discutat mult la comisie pe tema. Haideți să vă spun prima dată, să vă prezint. Eu numai o problemă am. Să fie autobuz la ora 12 noaptea către Târgu Ocra. Pentru că toți angajații întreprinderile noastre de turism, e necesar să ții până la 12 noaptea. Și avem și aprobarea ITM-ului. Avem o singură problemă. Acest transport la Târgu Ocra este interurban. Este reglementat de lege că nu avem voie să-l gestionăm noi și îl gestionează Consiliul Județean, dar în schimb, eu vă propun să ascultați puțin cam în ce constă acest proiect. Și pentru cetățeni, că ei, cetățenii, nu vin la comisiile de Consiliu Local. Avem de gând. Ați aprobat organigrama unde avem transportul public local pus separat în cadrul serviciului nostru de urbanism. Acest transport public local poate să aibă două componente. O componentă de firmă externă care vine la licitație și concesionează transportul public local și o firmă internă. Noi țintim acum să avem o firmă să facem asta intern, dacă vom primi autobuze pe programul guvernului care dă autobuze electrice și hibride. Și care este scopul principal? Scopul principal este ca pe noi, local la noi înseamnă de la capătul satului, de la Cireșoaia, până la camping. Ăsta este local. Pe perioada de vârf de activitate să avem curse, pe exemplu, vineri, sâmbătă, duminică, să fie de la pârtie până la camping, să fie din sfert în sfert de oră, din jumătate în jumătate de oră, de la Stroiu și traseul de la capătul satului. Nu înseamnă că după ce obținem asta n-am putea să facem și o rezolvare din asta. Dar trebuie să fim atenți să nu intrăm în conflict, pentru că altfel licența spune foarte clar, transportul interurban este reglementat de către el nu finanțează, spre exemplu, culoarele astea de finanțare pentru transport public nu finanțează transport interurban. Acum, eu vă rog să aprobăm ca să dăm drumul la acest proiect. O să facem o solicitare către firme private, poate că foarte repede o să fie cineva interesat. Nu contează. Din Slănic, din altă parte, să vină să facă acest transport public, care nu ne-ar costa pe noi absolut nimic. Ar fi util, necesar, cel puțin în perioadele de vârf ar fi necesar, vă dați seama, de la pensiunile de pe vale, n-ar mai porni mașina să vină la parc, iar să plătești parcare, iar nu știu ce, ar urca frumos
ar bea o bere, ar bea niște apă minerală, s-ar întoarce înapoi și ar fi foarte util. Dar dacă găsim finanțare, dacă reușim să obținem două autobuze, sigur că avem în vedere să oferim și facilități mai multe, în sensul în care, dacă e al nostru, altfel putem discuta. Ce vreau să mai fac o precizare, este important că pornim pe acest drum. Niciodată Slănii Moldova nu a avut transport public local. Tot timpul a fost interurban. Primul autobuz l-am cumpărat în 92. Unde se ducea asta? Mergea până la Gura Slănicului, întorcea înapoi, de la Târgovna venea în Gura Slănicului și Da, este interurban. Deci, domnule, a avut transport public în Moldova la firma, cum se chema ea, dar era interurban. Igo Târgu Ogna era altceva, Serv Grup când s-a despărțit. Dar se întrerupea, cum a zis dumneavoastră, se întrerupea acolo autobuzele. Acum, noi suntem de 4 ani de zile sub contract la Consiliul Județean pe transport public interurban. Noi am vrut să facem pentru elevi. Știți foarte bine, să punem un autobuz pentru elevi la Târgu Ogna, la Onești, și a venit firma Atic Group, care are concesionat acest serviciu, și a făcut reclamație și ăla n-a mai venit când retrăgea licența. În sensul în care și ei știu, firmele de transport, că nu au voie să la paralel, competiție e incorrect. Și atunci noi ne propunem să ne facem local. Și eu cred că nu o să aibă niciun proiect împotrivă, că dacă trebuie să meargă până la gară, la Târgu Ogna, să ia niște turiști sau, eu știu, un proiect din ăsta, să ducă niște turiști la Salinas. O să analizăm foarte bine care sunt restricțiile proiectului. Ba mai mult, dacă s-a luat proiectul ăsta, te obligă 5 ani. Avem răbdare 5 ani și după 5 ani, poate putem să facem și altceva cu aceste mijloace de transport. Ce vreau să vă zic, eu am stat de vorbă cu articul ăsta, cu patronul, și a zis că, și știe toată lumea, nu e niciun secret, au fost niște schimburi de tăieșuri, de sabii, de baionete cu domnul fost primar. Și de asta el a zis, domnule, eu îmi respect ce am în licență. Da. Pentru că vreau să înțelegeți, noi trebuie să aprobăm și să solicităm inclusiv licența să fie de maniera ca să fie folosită. Viitoarea licență, peste un an. Ea expiră la sfârșitul 2019, expiră licența. Folositoare pentru noi cei din Zănic și pentru mediul de afaceri. Pentru că dacă o să vedeți, în fiecare noapte la ora 12, sunt vreo 3-4 mașini de la Perla, de la Venus. Uitați, când s-a blocat traficul la 12 noaptea, erau mașinile cu muncitori. Și am adus oamenii înapoi să încurce. Bun, să nu confuzăm lumea. Deci sunt două lucruri diferite. Pentru Târgu Ogna Slănic, la anul expiră licența și când se face caietul de sarcini nou, o să fim atenți să punem la 12 noaptea cursă și o trecem în caietul de sarcini ca nevoie locală și el trebuie să o facă. Și pentru transportul public local, abia acum plecăm pe drumul. Exact. Bine? Bun, dacă mai sunt discuții. Mai sunt discuții? Dacă nu, avizul comisiei. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivire, abțineri? Așa. Numărul 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de OMB Petrolie SA București împotriva hotărârii Consiliului Local Orașul Zănii Moldova, numărul 44, 29-3-2008. Inițiator, primar Gheorghe Baciu. Da, OMV Petrom a făcut o plângere prealabilă, care este un document premergător instanței pentru impozitarea de 500% pentru Vila Rândunica. Noi vă comunicăm dumneavoastră, vă spunem că toate deciziile s-au luat corect și legal și dumnealor se ducă, este dreptul dumnealor. Dacă dumneavoastră vă place cum arată Vila Rândunica, atunci înseamnă că dacă au câștigat în instanță. E vorba de Vila Rândunica sau de modulul ăla din sticlă? Că Vila Rândunica... Nu, modulul din sticlă. Tot Vila Rândunica îi spune la dumnealor în denumire. Nu, știu, că Vila Rândunica este... A fost retrocedat, aia este altceva. Deci este vorba de clădirea rămasă din sticlă. Aia poate scadă. Domnul Munteanu. Știu. Este... Pe noi ne interesează măcar să arate estetic. Domnul primar, dar nu iau un sindicat de la Moinești? Nu, domnul, este știți ce se întâmplă? Eu am dat telefon așa, să văd și eu ce... Și au niște prețuri, ei cred că noi suntem cumva pe la... Nu știu,
până la Las Vegas, dacă nu cumva la Baden-Baden, că dacă tot suntem. Da. Și același lucru, domnul primar, îl are și cei de la parohia Victorine. Am vrut să fac ceva acolo și... Deci bun. Trebuie să cadă cu picioarele pe pământ sau dacă nu, să plătească aceste taxe și impozite. Dacă sunt discuții, nu. Atunci avizul comisiei. Cine este pentru? Să rămână. Deci cum stabilim? Rămâne? Rămâne stabilim. Cea, cine e pentru? Împotrivire, abține? Bun. Același lucru văd că este aici, deci proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prelabile formulate de SC Rom Trust BAU, SRL Bacău. Baubau. Așa se cheamă. Într-adevăr, vila lor e Baubau. Avea lor e Baubau. Împotriva hotărârii consiliului local. E aia de lângă Venus, de sub Venus. Rom. Nu. Este vorba de betoanele din fața Bisericii Ortodoxe de la Sărim Moldova, acei mulți de beton. Și este vorba de copicăria de la din spatele Rakovitz, hotelul Rakovitz. În bopicărie tot al lor? Da. Avizul comisiilor. Favorabil. Dumnealor a făcut plângere, este dreptul dumnealor și... Deci rămâne aceeași hotărâre, cine este pentru? Împotrivirea plângerii? Până la parte. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii formulate de Rom Trust în Baulășa. E aceeași. Una mai înainte a fost... Și acum este, cred că, e vila aia de lângă, de sub. Nu, exact, copicăria. Pe un proiect este ăsta, betoanele din fața bisericii și pe un proiect este copicăria. Da. Ele sunt două obiective diferite. Ceva discuții? Pentru comisie. Favorabil. Bun. Cine este pentru? Împotrivire, abținerea nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite pentru tineri din Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul orașului Sărim Moldova. Cine știe să ne spună despre persoana care primește? Da, este din Cireșoaia. Da? Copil? Nu știu. A fost... Am deplinit punctajul. Asta e important. Dar când am trecut prin comisie, am deplinit punctajul. Mai este următorul pe listă, deci la următoarea, să zicem, eliberare a unui apartament sau garsonieră, mai avem încă o cerere care tot la fel am deplinit toate criteriile și vorba despre un polițist. Care a fost la punctaj mai mult. Un pic pentru că doamna avea copil și atunci s-a favorizat. Polițistul nu avea copil. Da, să știți că sunt punctajul. Bun, acum pentru toată lumea vă rog să... Noi avem o singură solicitare la momentul acesta eligibilă pentru locuințe ANL în Sărim Moldova. Dacă reușim să punem în folosință cele 32 de apartamente, nu avem solicitări. Pe această cale, rog cetățenii care ascultă, care urmăresc acest mesaj, să uită la acest mesaj și pe dumneavoastră, să încurajați pe cei care nu au locuințe, până în 35 de ani, cum este reglementarea asta de ANL, să vină să depună cerere. Să nu stea cu părinții, cu rudele, cu cine este, pentru că este normal. Dacă avem cerere, avem și noi argumentații. Cum putem să argumentăm acum o cheltuială dacă nu avem solicitări? Vă rog să transmiteți și ar fi foarte bine să avem... Da, mai sunt discuții? Cât mai multe solicitări. Dacă domnul Vici a zis că... Fiți domnul președinte, și eu vreau să mă scrieți la diverse. Da. Da. Deci... Atunci, avizul comisiilor. Cine este pentru? Împotrivire, abțineri? Unanimitate. Acum trecem la aceste suplimentare și după care o să trecem la diverse. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv a veniturilor extrabugetare la data de 31.03.2018. Bun, deci se suplimentează la investiții suma de 320.000, cum am discutat la comisie, și se cheltuie pe investițiile pe care vi le-am comunicat mai înainte, aprobate la punctele anterioare. Bun, dacă sunt discuții, dacă nu, comisie. Bun. Cine este pentru?
Împotrivire, abținere, nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor puncte de lucru la SC Apaser, salubrizare, SRL, Stălin Moldova. Deci aici au solicitat dumnealor să fim de acord ca să înființeze puncte de lucru separat pentru stația de tratare și stația de epurare, pentru că așa le cere ITM-ul să se autorizeze pe puncte de lucru. Noi le-am dat toată activitatea, dar din punct de vedere al legislației... Dacă sunt societate, trebuie să-și deschidă puncte de lucru. Dacă puncte de lucru pe cele... Dacă sunt discuții de tema asta. Dacă nu, avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivirea, abținere, nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesiune prin licitație publică a suprafeței de 825 de metri teren situat în Stălin Moldova, lângă căsuțele Salvamont, în scopul construirii unei pensiuni turistice. Lângă căsuțele Salvamont, din câte știu eu, e un teren privat, după care urmează terenul... Nu, mai în Amonte. Deci mai la munte, mai ne ferim, mai în avară. Unde era o colusie? Deci cu ocazia că am cedat la Salvamont acel teren, s-a dezmembrat suprafața totală de teren pe care UAT Stănii Moldova o are acolo. Și a rezultat o suprafață de circa 1000 de metri, din care jumătate este în extravilan, jumătate este în intravilan. Avem o solicitare să scoatem la să dăm acest teren pentru activități comerciale, având în vedere că în zona aceea se pot desfășura activități comerciale și noi avem nevoie să folosim cât mai bine acel teren, propunerea este să aprobați să scoatem la licitație. Licitația înseamnă toată lumea. Construirea unei pensiuni turistice. Păi scopul pentru care scoatem la licitație este să se construiască o pensiune turistică. 600 de metri, nu știu cât are 825. 825 de metri. Este loc pe 825, poți construiești acolo 400 sau 350 de metri. Depinde ce puză. Atâta, e 50%. 45-50% pe... Și puzul cât e de voie. Pe înălțime, nu, asta... Pe plus 2 acolo, cred că. Da. Pe plus 2, dacă pe plus sunt 3. Discuții, ce îi felicită? Nu știu, este o solicitare, deci este, nu este fericită, pentru că licitația înseamnă că abia noi anunțăm licitația și lumea vine la licitație. Și avizul comisiei? Nu, dacă nu avem, am spus că avem o solicitare, în sensul în care, dacă nu aveam solicitare, poate... Avizul comisiei. Favorabil. Că vin de anul. Da, cine este pentru? Împotrivirea, cine nu sunt? Proiect? De hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli la UAT Stănii Moldova. Rectificarea datorită acelor 3 miliarde care au venit, trebuie să trebuie... Pentru banii care au venit... Punem plus, bugetul crește cu 320 de mii de euro și îi distribuim pe investiții. Sunt discuții? Un avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă din domeniul public al orașului Stănii Moldova, unui teren situat în Stănii Moldova, strada Nicolae Băcescu, pentru punctul Arimiș, doamnei Constantin Iren. Arimiș, cum vă duceți la vale după casa fostului doctor Buruiană? Este o casă. O vedeți pe străină. Ultima casă. Construită cu autorizare, înainte de case lui Fulda. Mai sunt, da? E o casă. Acolo este un teren pe care dumneavoastră repede v-a pus niște... Doamne, trebuie să concesionați acest teren, pentru că altfel nu putem să îl dăm așa că... Dumneavoastră a respectat, a făcut cereri pentru concesiune și noi vă propunem să mai încasăm niște bani pe terenul ăla și să-l dăm. Este gard în gard cu proprietarul respectiv. Dacă nu sunt, atunci avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivire, abțineri? Unanimitate s-a votat. Acum la diverse. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să prezint eu o situație, pentru că noi avem un vid din ăsta de reglementare pentru banii pe care îi datorăm la APASER. APASER a acumulat primăria a acumulat datorii la APASER de 70.000 de RON, însemnând
apă care s-a consumat de-a lungul anilor la piață. Acolo, fiind autofinanțate din veniturile de la piață, trebuia să plătim apa la piață. S-a adunat în 7 ani, în 10 ani, așa mari datorii, nu în ultimii 2, sigur, pentru că am oprit acest lucru, întrucât, încât noi la momentul acesta nu avem capitol de unde să plătim acești bani la apa serv. Pe de o parte, apa serv are din nou termen în instanță, pentru că are datorii la bugetul de stat. Pe de altă parte, noi recunoaștem datoria, dar nu avem de unde să o plătim. Și mi s-a recomandat să punem în discuție, într-o ședință de Consiliu Local, această situație. Să agreem că la următoarea ședință voi veni cu un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local să aprobe ca această sumă să fie plătită ca o datorie, o creanță istorică, pentru că noi din martie de anul acesta am reglat acest lucru, am spus că apa de la piață nu o mai plătim din veniturile de la piață, ci o plătim de la bugetul local. Dumneavoastră ați aprobat acest lucru, dar având, nu are caracter de retroactivitate. Respectiv, dacă acum dumneavoastră agreați acest punct de vedere, pentru că altfel vă spun ce se întâmplă, apa SEM ne va executa contul, pentru că este o societate, chiar dacă este a noastră, Curtea de Conturi când vine, îl verifică și îi spune, execută și va avea același parcurs. Dar ar fi un parcurs mai lung și mai anevoios. Vă rog să notați în proces verbal această solicitare a mea, să o supuneți atenții, să avem un agrement și la ședința viitoare să vin cu un punct de vedere, dumneavoastră să-l agreați și să încercăm să ne plătim această datorie către societatea noastră, pentru că este... și au nevoie de bani, dar nu-i vorba de asta, este o dacă creanță. Dacă sunt discuții, comentarii pe acest. Dacă nu, domnule, la suma asta, trag așa o concluzie personală, că a trecut Dunărea pe aici la 790. Da, a trecut cu 2 lei, cu 2 lei metru cub. Da, dar știți cât erau? Ăla, da. Erau 400 de metri cub pe lună la piață, pentru că este un ordin, o reglementare și mi era chiar subliniat acolo, uitați, domnul primar, 400 de metri cub paușal, atâta pot să pun. Și eu am pus maxim că atâta s-a consumat. Spre exemplu, acum se consumă 20 de metri cub mai puțin, adică vorbim de cantități. Dar, domnul consilier, eu nu am nici să măsurăm, n-ai cum să măsori la paușal dacă această apă s-a consumat sau nu s-a consumat. Sunt facturi, sunt documente, 2011, 2012, 2013, ele s-au acumulat. Acum ar fi o variantă să contestăm. Cum poți să contesti dacă a fost paușal? Explicația este simplă, sau întrebare. De ce nu s-a montat contor? Acum este contor, s-a liniștit. Bun, dar punem întrebarea celor de atunci. Este întrebarea noastră foarte pertinentă, dar ei spun din cauza... Da. Dar din ce cauză plăteam 8.000 de lei pe lună la cascada de la Castani? Apa de la Castani curgea prin cascadă, clorinată, filtrată, da? Și nu se scurgea la Păruș. Noi plăteam, știți de ce? Vă spun eu de ce. Pentru că apa ar fi intrat într-un faliment mai mare dacă nu avea consumatorii. Exact, dar asta o știe domnul Mocanu foarte bine. Vă spun de ce? Pentru că acolo a fost montat o pompă de recirculare. Ca să o ducă înapoi. Când s-a stricat, s-a dat drumul pe direct. Pompa costă 1.000 de lei. Acum, bineînțeles, aceea cascadă nu funcționează și eu sunt acuzat că primarul Baciu nu este în stare să mențină în funcție o cascadă. Eu vă spun de ce nu pot să o mențin și dumneavoastră, dacă înțelegeți, este bine. Dacă nu înțelegeți, atunci hai să vedem cum deci putem sunteți de acord ca să facem acest în ședința viitoare să fie acest proiect de hotărâre, da? Da. Bun. Cine are ceva de eu mă înscrisesem cu 3 puncte, dar deja unul s-a lămurit. Celălalt punct, adică al doilea în cazul acesta, este vorba despre modul în care au acționat în această perioadă cei de la ISU și aș vrea să-i felicit cu această ocazie. Au fost pe fază, folosesc un termen sportiv, au venit la orice solicitare. Și pe strada mea, așa, au venit cu un castor, au decolmatat, au făcut o activitate specială. În același timp i-am văzut și pe ceilalți, pe Valea Slănicului, care au intervenit la fiecare cetățean
la fiecare gospodărie. Este vorba și despre polițiștii din Slănic Moldova, este vorba și despre trupele de jandarmi, nu numai a Slănicului, dar și din altă parte, care au venit și le scotea noroiul la oameni din curte, și în același timp și despre pompieri. Deci îi felicit cu această ocazie și, sincer să fiu, mă bucur pentru ei. Deci ăsta e un punct. Al doilea punct pe care voiam să-l scot în evidență este terenul de parcare pe care îl propusese domnul primar la punctul 19, faptul că s-a scos de pe ordinea de zi, dar eu mă pregătisem să vin în ajutorul administrației, în sensul că între podul de la Biserica Catolică și podul de la Panimon, acolo pe vremuri era o râpă. Părintele lui Rape, bătrânul decedat, Dumnezeu să-l ierte, a venit cu o propunere la vremea aia. Dom'le, hai să umplem cu pământ, cu ce se găsește, că erau niște pome acolo și toate gunoaiele Slănicului erau aruncate în zona respectivă. Am făcut acea umplutură, dar în același timp s-a construit și parohia și Biserica Catolică. Ideea discutată cu preoții a fost următoarea, dar și cu directorul școlii. Pe terenul respectiv, între cele două punți, între cele două poduri, să se facă o parcare pe care să o folosească și Biserica Catolică, pe care să o folosească și școala. Deci, să aflăm care este regimul acelui teren, dacă, da, așa, iar acea baracă de lemn construită de Paraschiv, parcă din câte mi-aduc eu aminte, ar putea fi luată de primărie și să facă un punct de informare în acea construcție. Bun, bun. Deci asta era punctul pe care voiam să-l aduc în atenția dumneavoastră. Bun. Eu, dacă tot adică, v-ați... Două secunde. Mă gândesc că n-ar fi oportună, știu, să se mute gardul școlii. De ce? Pentru că e o școală de tradiție. Sunt foarte mulți absolvenți al acestei școli. Bun, argumentul... Ar fi nemulțumite dacă... Pentru această parcare, de fapt, nu este o parcare neapărat a școlii, ci este o nevoie ca la intrarea în localitate să avem un punct de informare turistic. Dacă îl facem, am mai discutat în ședințele noastre, dacă îl facem în dreptul parcului aici să splitează drumurile, dacă... Și noi am considerat că acolo ar fi potrivit și pentru faptul că este, s-ar deschide acel colț cu bine ați venit Slănic Moldova, pe care o să-l amenajăm, sper, în vara asta, și ar fi un punct de informare de unde omul vine în stațiune cu hartă, cu tot ce trebuie, dar dacă l-am pune peste drum, odată regimul juridic al acelei construcții este concesiune. Și clădirea respectivă este construită de acel Paraschiv. De fund, din păcate, care a avut, care are, a avut pensiunea de mai la vale, care a făcut și structuri. Așa, e decedat și feciorul, am înțeles, acum, că a preluat... Acum, argumentul este așa, că dacă am face parcare acolo, n-am obține un aviz ca persoana care intră în stațiune să parcheze pe stânga. Pentru că este și trecere de pieton. Dar este linie continuă acolo. Păi da, și ar fi, ar trebui să intre, să parcheze acolo, să se informeze pe urmă, iar să întoarcă să meargă mai departe. Adică este un argument tehnic mai mult decât economic. Nu, eu în cazul ăsta, deci am venit la diverse cu propunerea respectivă. Era o chestie simplă care ajuta și Biserica Catolică zilele eu vă dau de duminică, dar și... Eu vă dau argumentele. Al doilea argument este că intrând acolo pe fâșia de parcare, el poate să iasă direct pe Ștefan cel Mare și nu mai trebuie să vină înapoi. Poate să ducă pe Ștefan cel Mare și să meargă în stațiune pe strada secundară. Noi am analizat acest lucru. Domnul primar, nu știu cu cine ați analizat, dar vă zic că punctul turistic al unei stațiuni nu poate fi pus acolo în dos. Fără să vă supărați, cred că cel mai corect ar fi ori aici unei steagurile, ori aici, după primăria asta, știu că este oportunitate de teren a... Unde era casa pionierilor, înainte. Aici, imediat. La capătul Ștefan cel Mare. Acolo, mulți puțin văd să se ducă în dreapta și să găsească... Da, dar el parcarea poate să rămână, că nu mă deranjează. Eu zic că punctele turistice în toată țara sunt puse chiar când ai intrat să dai în el. Și aici ar fi o soluție, dar poate nu e agreată, că unde steagă și are și un pic de parcare, aici, dar aici, în dreapta, după primărie, știu că este o fâșie. Da, vreau să-l facem. Dumneavoastră ați aprobat deja să-l facem acolo la Crâșmaia de la... Crâșmă. Da? Unde? Da, da, da. 9 metri pătrați. Unde are ciurlic acolo? Da, pe colț ai. Nu, unde are... e Betacomul. Da, prima propunere era pentru punct de informare era acolo, era jandarmi. Bun, și atunci, nu, era și foarte, să oprească acolo, trebuia să facă la dreapta, trebuia... Bun. Eu vă zic că aici este, sau aici, că și aici are loc unde acum, să... Acum, dacă ca să fie vizibil, să fie și... Dacă luna viitoare vom veni cu acest proiect,
El sună parcare, nu spune punct, spune parcare pentru retragerea gardului și să facem o parcare acolo. Necesar exact pentru ce v-am spus eu. Că ia imaginați-vă că sunt copii în clase la ore și în față sunt mașini și vin oamenii și trag mașinile acolo. Nu, domnul consilier, vă invit să vedeți fața școlii de la Dărmănești, care e la 2 metri parcare. Deci parcul din fața școlii de la Sânic, parcul de la școala 1, era, cum să spun eu, un loc deosebit de frumos. Doamna Ionescu, profesoara de biologie, mă rog, la vremea respectivă avea un rond frumos cu trandafiri, cu flori, cu pom fructifer și așa mai departe. Eu cred că n-ar trebui să vă legați de acel gard, să-l lăsați acolo. Din câte am înțeles, decedata Dumitrescu are acte, dar nu are teren. Și curtea școlii poate să mai rămână așa încă vreo 50 de ani. Are acte, tot am verificat eu personal. Dar eu zic să nu mutați gardul de acolo și să lăsați, iar parcare se poate face... Dați-mi voie să-mi spun și eu. Da. La momentul la care o să punem acest proiect, o să analizăm propunerea dumneavoastră. Și întrebat și cadrele didactice, dacă sunt de acord și absolvenții. Eu vă invit, cine este de la dumneavoastră în Comisia de Urbanism? Lazarovici și... Nu. Dintre cei patru consilieri. Moraru. Să vină domnul Moraru în această perioadă până luna viitoare, să vadă argumentele, să discutăm, ne consultăm, facem o treabă serioasă, nu vreau să credeți că vreau eu să distrug vreun par sau să fac ceva. Despre cum arată, eu vreau să vă spun doar câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, pentru că după aceea s-ar putea să... Din păcate, ne-am fost afectați în această perioadă de această calamitate. A fost, dacă nu cea mai mare din ultimii 50 de ani, sigur din ultimii 30 de ani, pe anumite zone, oameni au 69 de ani, n-am mai văzut așa ceva. Nu înseamnă că ne plângem acum, vreau să transmit un mesaj sincer de părere de rău către acești cetățeni care au fost afectați, să-i asigur de toată disponibilitatea noastră de a face lucrurile, de a le remedia, de susținerea noastră și să-i asigur că vom cheltui și timp și resurse să încercăm să-i ajutăm cât putem de mult. Din păcate, nu putem deodată pe toți. Avem planuri, au fost și, știți foarte bine, în ultimele două zile au fost primul ministru, au fost patru miniștri, au fost domnul Raed Arafat, secretar de stat, au fost aici și avem promisiuni că încearcă să ne ajute. Și eu transmit această mulțumire către toate instituțiile. Să fac eu primul asta, dar mi-a luat-o domnul consilier înainte. Sigur, am colaborat foarte bine cu colegii de la SVSU, cu echipele de ISU, nu numai din Bacău, au venit Vrancea, au venit Iași, au adus motopompe de la Brăila, de la Galați. Am avut un sprijin foarte bun de la jandarmi. S-a stat noaptea, vă dați seama, la un moment dat se blocase în trei puncte simultan circulația pe Valea Sânicului. Nu știu dacă a stat cineva mai mult la coadă de jumătate de oră la blocaje, de o oră, să zicem, în noaptea aia de miercuri spre joi, când a trebuit să blocăm, practic, nu se mai liniștea apa, dar s-a acționat și eu sunt la momentul acesta mulțumit, în primul rând, de faptul că nu avem pierderi de vieți omenești. O să vă propun la prima ședință ca pe acele două persoane care au salvat de la moarte, dacă nu ajungeau într-un minut, era practic înnecată persoana aia cu handicap, să îi apreciem într-o formă oficială. Și ce este foarte important, trebuie să tragem și niște învățăminte din această nenorocire, în sensul în care solidaritatea umană trebuie să rămână, să încercăm să încurajăm oamenii să se ajute. Erau oameni de-ai noștri care lucrau și alții care nu îi interesa. Nu vreau să critic, dar vreau să spun că nu putem să progresăm dacă nu ne întrajutorăm. Am avut comitetele locale pentru situații de urgență. Mulțumesc și domnului doctor și alții care au participat în frunte cu domnul viceprimar, a stat la permanență, domnul jurist, doamna secretar. Angajații din primărie sunt la momentul acesta în teren și fac evaluări. Avem contacte cu ONG-uri, a acționat Crucea Roșie, încercăm să ajutăm în măsura în care putem acești oameni și pe măsură ce vom identifica niște terenuri unde am putea anumite familii care
sunt trei case care dau să cadă pur și simplu în albia râului Stănic. Este vorba de o casă vis-a-vis de Ciușmea, este vorba de o casă în râul Bradului și una la Cireșoaia, la Pot Petrol, plus alte gospodării afectate major. Avem 8 case distruse. Noi le-am declarat distruse pentru că nu considerăm că ele se mai pot reface, repara. Avem peste 150 de gospodării, 62 de case afectate, da? Multe familii care s-au mutat efectiv din locul acela la rude și încercăm să remediem foarte repede această calamitate. Avem la momentul acesta 20 de puncte pe drumul național Târgu Ocna-Stănic unde drumul este afectat pe o bandă. Avem un punct unde este, știți foarte bine, la brutăria de la Stănic Moldova, unde este întreruptă circulația totală. Astăzi au fost toată lumea aici, cei ministrul de interne, ministrul agriculturii, ministrul transporturilor și doamna premier, doamna prefect, și încercăm să găsim soluții împreună de refacere. Pentru asta eu vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, vreau să vă asigur de toată disponibilitatea mea personală, a echipei mele, domnul viceprimar, eram, pentru că se bloca circulația, eu eram, răspundeam la Stănic, la Cerdac, șeful SVSU-ul, la Cireșoaia, viceprimarul, comunicam, am transmis către firmele de utilități mesajul să aibă în vedere să nu se mai întrupă semnalul la telefon în momentul în care se ia curentul și alte aspecte. A fost inundată stația de la Târgu Ocna de 110 kV. Azi, chiar și în condițiile alea, în 2 ore, noi am avut curentul. Puțină lume știe că noi am avut curent de la stația de transformare de la rafineria Dărbănești, plecarea spre Dofteana. Adică vorbim despre, totuși despre niște eforturi care s-au făcut, care nu se văd, care sunt obligatorii față de cetățenii noștri și ai celor de la utilități. În afară de gazul pe Bolcescu, care a fost rupt aproape 2 zile, nu am avut gaze pe strada Nicolae Bolcescu și eu locuiesc acolo și știu exact, din motive obiective nu s-a dat drumul în prima zi, pentru că nu s-a găsit o soluție sigură și atunci cu gazul nu te joci și s-a mai lungit o zi. Dar profit de ocazia asta să mulțumesc, avem și consilieri locali care s-au implicat, nu vreau să dau nume așa ca să nu spună cineva că ăsta își laudă oamenii, dar chiar m-am bucurat foarte mult că au fost acolo și vă încurajez în continuare să rămânem solidari și să încercăm să ajutăm acești oameni. Nu avem încă o propunere concretă de ajutor financiar, o să venim. Eu cred că o să facem o ședință extraordinară pentru că mai avem de aprobat anumite aspecte și nu o să dureze încă o lună de zile până la următoarea ședință această propunere. Până atunci acționăm repede la Comitetul Local pentru evaluarea, inventarierea problemelor. I-am promis doamnei premier că până miercuri dimineață, practic noi mâine, la sfârșitul zilei, vom avea toată situația centralizată în ceea ce privește valoarea pagubei în bunuri și alte construcții. După care vine Comisia Județeană și va face valoarea infrastructurii care durează, trebuie să vină specialiști să se pronunțe. Dacă îmi permiteți, pe cuvântul dumneavoastră și pe ideea respectivă, să vin cu o variantă la care m-am gândit. Acele proiecte care s-au făcut pentru reabilitarea vâraielor pot fi scoase din arhivă și să profitați de momentul ăsta, că a fost și primul ministru și domnul ministru Șova și doamna Carmen Dan, și de-aia am înțeles, dar nu l-am văzut, și să solicitați bani pentru această reabilitare. Deci asta era ideea. Domnul consilier, acesta este proiectul, așa, ultimul. Acum, ca să, dacă tot s-a ridicat mingea la fine, au fost făcute 3 proiecte. 2006, 2009, 2011. Din ce în ce mai mari ca sume. Teoretic, acest proiect din 2011 este expirat pentru că în 2014 s-a dat acea lege cu
refacerea studiilor geo într-o altă formă, dar noi o să-l punem în forma și asta. Și solicitat bani, însemnă, pentru că se poate provoca de această da. Situație dacă neplăcută. Tot s-a vehiculat prin online așa, că eu n-am pus proiectul în valoare, le răspund acelor oameni. Nu e vorba de asta. Deci important e că putem profita de această situație neplăcută la Slănic Moldova și devenirea acestor miniștri în această localitate și să solicitați fonduri pentru reabilitare. Asta, domnul, deci asta e. Asta am făcut ideea. Astăzi. Nu am stat chiar așa cu mâna în sân. Acum, eu vreau să mă scuzați, domnul președinte, vreau încă o dată să vă transmit că facem tot ce putem să reparăm aceste lucruri cât putem de mult și să prevenim dacă se pot face aceste proiecte de torent. Sigur că ne-am dorit cu toții și am mai liniștit puțin acest risc al localității noastre, am scade riscul, dar în același timp vă invit să fim împreună, să ajutăm oamenii și să vedem în ce măsură putem să ștergem repede această, să încurajăm, uitați, la izvoare se lucrează, avem nevoie și pentru turiști să le creăm culoare de acces. Niciodată n-a mai fost apa de un metru la mofetă. Un metru înălțime a ieșit din matcă, a dus aluvion, le-ați văzut, dacă nu, vă putem... Nu știu, dar am pus pe site-ul primăriei, nu toate, dar este incredibil cum la 300 de scări, care este foarte sus, s-a colmatat, de, nu se vede nici banca pe care stăteau turiștii. Adică trebuie să realizăm cu toții că este o glumă și la momentul acesta așteaptă echipa de evaluare, de noi trebuie să facem raport operativ pentru încă 24 de ore ideea, da. Și continuăm acest lucru. Le mulțumesc pentru înțelegere cetățenilor și întreprinzătorilor, am avut probleme și cu apa și am încercat cât de cât să o gestionăm, a fost foarte greu și încercăm, cum ați văzut, să fim eficienți și să ajutăm oameni. Zi, domnul Ionel. Am văzut tot ce s-a întâmplat cu inundațiile astea. Toată apa care a adus ce a adus? Lemnii, piatră și balastră. Eu am o propunere și cu bani puțini. Să putem să obliga, adică putem, să le cerem la ocoale silvice, să facă cascade de lemn, domn primar și domn președinte de ședință. Două lemni cu lemni, numai cui trebuie. În primul rând oprește, că cioatele îi fac, ei din pădurea, oprește cioatele, oprește bolovanii și oprește și viteza apei în momentul ăla cascade, cum se făcea înainte, cascade de lemn. Și atunci am curat să zic tot ce s-a întâmplat aici, cam 20% tot se oprea sau se făcea. Asta o propunere. Și a doua propunere ar fi, asta depinde de dumneavoastră, domn primar. Toți au făcut parcări. Dau exemplu la mine acolo, în Baltaia, unde ne-a inundat acum astea case. Domnule, să supără pe mine, acum mă vede la televizor, poate să supere oricine. Merg, înainte când se dădea o autorizație, făceai o casă, făceai rampă. Rampa aia, până nu-i făceai sub rampă, să se ducă apa casa asta, nu dădea autorizația. Acum s-a făcut parcăle. Sau, degeaba au tras oamenii, colostază și noaptea acolo și domnul Vici a fost și domnul Rotaru. Apa nu-i mai dă voie. Apa trebuie să meargă pe șanț la vale, apa din șanț să duce acolo în grădinile oamenii, case oamenilor. Eu aș avea o propunere. Domnule, nu vă demolăm parcările. Săpați-le și puneți-le tuburi, puneți-le țeavă și puteți să facem asta, treaba asta. Știu că se supără mult pe mine. Și trei, aș întreba pe domnul consilier, că am promis cu vana asta și nu vreau să mă las eu când promit ceva. S-a umblat în vară? Am fost și eu de mai multe ori la deal. Este foarte bine dacă ați merge și dumneavoastră, nu. Chiar dacă ați fost colegi. Eu vă luați de ei, că într-adevăr... Nu, eu te-am întrebat că ai zis de vară că nu se poate. S-a umblat în vană? A zis că a tras așa. De trei ori nu de tras, aripana. Ei, în șurubul bun. Nu, lăsați că spun eu ce ți-am de făcut. Cer eu că dacă am promis acolo. Dacă aripana, vă promit aici în ședință, domn primar, nu este de vină vana. Este de vină șpinglul ăla care e ruginit, n-a fost curățat așa. Eu ce solicit? Că eu mă duc acolo la fața locului. Să-mi dați un aparat de sudură, dacă nu se desfac șuruburile. Să le tăiem, îmi trebuie șuruburi, că eu scot afară vana să desfac șpinglul, trebuie să pui capacul înapoi, să-l prind înapoi, să-l vindez sus acolo de unde scoți șpinglul ca să meargă apa în continuare. După ce am făcut, trebuie la un strungar, tot dumneavoastră să interveniți, la un strungar a făcut șpinglul. Asta. Deci, domnul consilier, nu este vorba aici doar de o reparare. Eu vă invit, dacă nu, dar aveți, vă invit să faceți parte din echipa asta care va
ca, noi avem niște estimări, lucrări, atâtea vane, atâta țeavă, atâtea lucrări, cămin, ce mai avem noi de făcut acolo, să veniți, să fiți parte a acestei echipe. Pentru că numai implicându-vă, din afară așa... Știi cum facem noi cu bani aia, că costă 4.000 de lei, nu 4.000 de lei. Nu, a spus că cea mai scumpă... Da. Exact, dacă eu găsesc un puric pe un camaș sau pe la să rup camașa sau arbă, nu. Pentru un șpingul să țâi, bă, noi o vară. Hai să fim sincer. Acum, acum... Domnule Ionel, vorbim de o vară de 46 de ani. Atâta dacă corpul banii, pe da, ei, domnul Bici, uitați-vă, vă zic, am locat 42 de ani în instalații, aici, deci 72 de lucrări. Semile de legătură mai au 2 mm. Domnule, eu vă invit să veniți. Dacă corpul banii este bun, nu trebuie schimbată bază. Domnul Ionel, deci, domnul primar v-a invitat, haideți să vedem la faptul locului și să vedem. Eu am pana asta, dacă are pana, și m-a ajutat să fac un spingul. Acum, ca să vă spun la final, dumneavoastră nu cumva mă suspectați că eu aș vrea să schimb o pană care nu trebuie schimbată. Nu, dumneavoastră trebuie să mă ajutați pe mine ca să duce spingul la un strus, la undeva. Tocmai că am luat act de propunerea dumneavoastră și pentru că ați lucrat atâți ani veniți. Sunt bani care le-am reparat în forma asta, am și eu habar de țiep și de bine. Domnule Ionel, rămâne clar când se face comisia. Nu, eu și mâine, eu am mergem la acolo, o facem, îmi dați-mi afară să tai șurubul și domnul Solomon. Domnule Ionel, dacă tot avem drumul aici blocat în fața la fosta fabrică de pâine, dacă tot să cerem pe partea asta unde sunt între blocul, la strada Ștefan cel Mare, trebuie de blocată partea care venim pe strada mașinii. Trebuie da, am fost dimineață acolo eu personal. Da. Chiar m-am întâlnit cu domnul Apetri, care locuiește la primul bloc. Și a spus domnul Apetri, găsiți soluții. Ori le parcați pe strada care s-a închis, da, da, că e închisă, închisă, ori pe trotuar vă dăm voie, ori în spatele blocului, în așa fel încât să s-a mai eliberat. Cred că cam jumătate din mașinile care erau azi dimineața sunt libere. O să bun, o să încercăm să facem acest lucru. În același timp, ne-au promis că punctul primul de care se vor ocupa va fi acest, vor veni cu 4 firme și vor împărți lucrările ca să meargă treaba mai repede și, și pentru blocajul de la Târgu Ocna, am uitat să informăm cetățenii, este contractul semnat, de săptămâna viitoare vor veni să înceapă să facă forajele, avem promisiunea firmei care a câștigat, e un consorțiu de firme care a câștigat să repare acest drum și am cerut de data asta să nu mai mergem pe varianta aia să stăm 3 luni de zile până să face proiect, studiu, geo și celelalte, să dăm autorizație în regim de urgență. Când avem această posibilitate conform legii la calamități, am avut cod roșu, adică nu vorbim de coduri galbene, de jucării din astea și dumnealor să vină de săptămâna viitoare și mi s-a promis, acum știți cum e, o promisiune este o promisiune, unul îl respect, unii nu, dar eu sper să le respecte, mi s-a promis că de săptămâna viitoare vin firme la treabă, noi vom da autorizații în regim de urgență, care înseamnă că pe parcursul execuției lucrării se iau avize, se face proiectare și se rezolvă anumite aspecte. În altă urmă, de ce m-aș mai ruga, dacă putem să găsim undeva niște tuburi, măcar de 800, avem acolo pe strada Libertății, trei pârai care pe noi nu urcești pârailea. Tot pârai a venit prin trei case, din locuințe, și au plecat pe drumul. Astăzi am vorbit cu directorul de la SEGHIA, care, depus le punem noi, numai care, care are cunoștință de tuburi de conducta aia care s-a dezafectat Moinești, Bacău, conducta veche de apă. Și încercăm să obținem de acolo câteva tuburi să le... În același timp avem de scos apa din fântână, de clorinat, avem niște lucruri prioritare. Avem apă la primărie pentru toată lumea. Dacă știți pe cineva care nu are apă potabilă, care nu are apă, avem, am primit de la rezervele de stat, vom primi și alimente și toate echipele noastre de ajutor sunt în teren la momentul acesta. Și SPAS-ul, și UNICEF-ul, sunt și Crucea Roșie, doamna Dana Buța a descoperit deja alimentele, este și echipa noastră de la, deci am spus de UNICEF, de Congregația Surorilor Providenței, doamna aia care rămâne fără caz, de exemplu, doarme acolo. Apropo, eu am o propunere, dacă se poate, să fiți de acord la următoarea ședință, să aprobați ca un procent din venitul nostru, eu să dăm la această congregație. Cred că s-a mai făcut, nu știu dacă
Dacă... Domnul primar, mai e apartamentul unde locuiau colegii acolo, unde a fost biblioteca. E liber. Bun, apartamentul este liber, dar nu este dotat, nu este utilat, trebuie să găsim... Dar au stat colegii mei acolo. Acolo... Da, mai aveți ceva? Aș vrea și eu, domnul primar, să zic câteva lucruri. Pentru faptul că s-au întâmplat atâtea, eu am vorbit și cu domnul Rotaru pe drum și cu domnul Vice. Este un rezultat al nemuncii noastre a tuturor, timp de 30 de ani și, într-adevăr, natura s-a dezlănțuit. Acum vreau să vă zic un lucru. Sunt oameni și asta vreau să o punctez. Eram la Țaine acolo cu Irinel, cu domnul Rotaru. Băieții cinsteau și pompierii trăgeau apă, se băgau un nămol. Că asta suntem noi. Ar trebui să ne uităm dacă mai e valabilă legea 10 și să punem ca fiecare om să-și facă rigole, să-și le curățe, să, cum a zis și domnul Ionel, să ducă apa în drumul ei. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că pe CNI și pe PNDL3 eu am persoane care s-au oferit să ne facă în primă fază proiect fără bani. Dumneavoastră să specificați ce anume am putea face, vedem ce rezultă din ceea ce ne dă ajutor primul ministru și cu ceilalți și să facem și noi pentru anul următor proiecte pentru PNDL3. Este, zic eu că un pic cam rușinos, nu avem 2 ani de zile nimic la PNDL, dar de asemenea aș vrea să mai zic un lucru. Deasupra la vila Teleconstrucția, undeva între Teleconstrucția și Pufu, există un cămin care este înfundat. L-am mai desfundat cu domnul Antoniac de câteva ori, dar se pare că oamenii care dețin cele două imobile, în speță Teleconstrucția și Pufu, nu interesează și au utilizat apa pe drum, pe Ion Creangă. Dacă o să vedeți, deja a crăpat drumul. Și dacă mai dirigează mult cei de la Pufoafa, pe acolo o să cadă drumul pe ei. Eu cred că ar trebui luat în considerare să vedem ce facem cu acel cămin și să fie o chestie, pentru că pe mine mă interesează acel drum, având în vedere că eu anul ăsta investesc 437.000 de euro la Vila Ioana. Și nu mă joc cu banii ca cineva să strice, nu mai pot să intru acolo. Și nu în același timp vreau să nu fie luat așa ca pentru mine. Știți foarte bine că partea aia de la seră, și unde ați avut domnul consilier teren, este foarte mlăștinos. Eu acum când lucrez, îmi fac tot ce trebuie, drenuri, tot absolut. Pe partea asta nu s-a mai făcut nimic. Inclusiv când a făcut domnul Alconep hotelul, el și-a făcut ziduri, dar zidurile pleacă cu totul dacă e nevoie. Drenuri n-au făcut. Bun, nu o să putem noi să ajungem să facem drenuri pe acolo. Dar măcar să muncim așa ca să nu se ducă apa la întâmplare. De asemenea, i-am spus domnului viceprimar, la Flora acolo, eu am scos, că se vede, am scos cu un excavator că se înfundase canalul ăla acolo. Trebuie neapărat să luăm un pic și acolo măsură, pentru că altfel vrea să fie inundată toată zona aici. Mai ales în prima fază când a venit râul la Malnașul foarte mare și am avut noroc că eu am făcut zidurile care le-am avut autorizate, le-am făcut și l-am dirijat de s-a dus în drumul lui. Vreau să vă rog să vedeți cum putem îndulci un pic lucrurile cu institutul. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat, eu am întâmplător am aflat la București. Doamna Cinteză era supărată că i s-au trimis haine la București. Eu zic că e bine să întreținem totuși o relație normală, pentru că între Alcămiță din Moldova există datorită izvoarelor. Izvoarele există datorită institutului care ne spune, sunt buni sau nu sunt buni. Nu mă bag în ce a fost și nu a fost, nu știu prea multe amănunte, am auzit și asta vreau să vă aduc la cunoștință. De asemenea, am o chestiune care, ce autorizație există la lângă cascadă, la botezat acolo, pentru că mi se pare că, nu știu dacă are autorizație, lumea zice că nu are, nici nu mă interesează prea mult,
Dar mi se pare o brăznicie să pui pietre ca să nu mai intri pe lângă gardul lui. Deja este ceva și jignitor, n-aveam unde să parchezi oameni pe acolo, polovanii puși acolo în rând, eu cred că și dacă e vorba să vedem ce autorizație are. Are autorizație construcție, are concesionată în față, despre ce e vorba acolo. De asta am venit să vă zic dumneavoastră. Și mai aveam o chestiune, deci vreau să rog așa cu tot ce înseamnă bunul simț să ajutăm pe cei care au avut probleme. Eu am o salariată care a avut foarte mari probleme, Mariana Tudoreanu, și băiatul ei stau la Neafănică, la Slău, în gazdă, nu mai pot locui în casă și nu a fost nimeni, nu a ajuns niciun tilanj acolo. Vă spun din sursă sigură, mi-a zis dacă vreți. Pe ce strană asta? Nu știu cum îi zice acolo, la Țuchii, cum îi zice acolo? La Părua. Nu se poate intra, domnul. Am încercat cu Bulinesca Vatoru și se trăgea, deci se trăgea în cupul. Eu v-am văzut așa. Și nu reușeam. Dar astăzi de acolo se cară. Da. La Țuchii astăzi se cară. N-am mers. Se cară. Am fost cu doamna premier acolo. Da. Bun, haideți să le luăm pe rând. Și nu, mai am o singură chestiune. Eu am văzut și pe domnul Vice și pe domnul Rotaru și cine a mai fost acolo. Tot respectul pentru cei care s-au implicat. Eu v-am zis cât m-am putut, eu m-am implicat în partea asta, ei s-au implicat acolo, că important este să nu fie probleme, că nu contează că e al meu, că e al lui, că e al ăla. Și ca ajutoare să știți că ar trebui să ajutăm un pic. Poate și cu o masă caldă, cu ceva. Eu mă pun la dispoziție dacă e nevoie, că o altă ciorbă și un felul de nu-i mare scofală, dacă e cazul, ca să ajutăm pe oameni. Bun. Mulțumim frumos pentru partea asta de ajutor. Sigur, oricând este... Echipele sunt acolo. Uitați, au fost, nu dau nume de întreprinzător, s-au dus cu 30 de sandwich-uri, le-a dat la oamenii aia. Fiecare este liber să facă acest lucru din conștiință. Vreau să vă asigur că acolo la Cascada este autorizație și totul este în regulă, inclusiv autorizația. Bine de prezentat aici, că se vorbește prea mult și băiatul ăla să înțeleagă că dacă n-au concesionat niciun metru în fața gardului, stai liniștit, cu pietrele aia să le pun în acum curte. Acolo este și o situație conflictuală între niște vecini. Tocmai de asta trebuie eliminat orice chestie. Nu vreau să intrăm în Consiliul Local cu aceste amănunte, vă asigur că sunt în vederea mea și încerc să le gestionez cât pot de echitabil, să fim echidistanți, să nu avem partipriuri. Despre pluviala de sus, știu despre ce este vorba, o parte din ea vine chiar acum între UFU și Teleconstrucția, dacă ieșim acum și vedem un șuvoi puternic de apă. E adevărat că acolo au fost niște greșeli de infrastructură vechi și căminul acela voit sau adică accidental sau provocat a fost înfundat, probabil a deranjat pe cineva sau a speriat. O să încercăm să vedem cum reușim, pentru că odată intrând apa în proprietatea privată, noi nu mai avem competență să acționăm. Ar trebui să facem noi rigola pe drum, să... Păi domnul primar, dacă e un om gospodar, eu știu un lucru și nu vreau să... Puteți să declarăm ședința închisă? Da. Da, declarăm închisă ședința, ca să nu mai filmăm... Vreau să...